domnul primar, domnul viceprimar, domnul secretar, cu permisiunea noastră, voi da citire, cum va face pentru data de astăzi, privind proiect inițiat de primarul municipiului Sighetul de la Marței, referitor la aprobarea bugetului local al municipiului Sighetul de la Marței. Întrucât l-am avut pe studiu anterior, cu toți că am parlat acest proiect de hotărâre și cu bună voință a voastră, ar trebui să ne aplicăm mai mult spre dezbaterea acestor, pentru a fi lămurite problemele încă vașe, trebuie discuții ulterior. Așadar, cine este pentru aprobarea acestui proiect? Nu, aprobarea. Pentru ordinea zi. Nu există? Proiect de hotărâre privind dispoziția numărul 236 din 4-4-2013 a primarul municipiului Sighetul de la Marței. În temeiul articolului 39 alinea 6 din legea 215 a administrației publice locale republicate, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință prezentul convocator. În temeiul articolului 36 alinea 2 litera B, în colaborare cu articolul 4 și articolul 115 alinea 1 litera B din legea 215-2001, administrații publice locale cu modificările și completările hotărăște. Se aprobă bugetul local al municipiului Sighetul de la Marței pe anul 2003. Așadar, dacă mi-e permis până ne reculegem, noi am avut o discuție înainte și asta e pentru presă și colegii din servicii care nu au fost la ora 12. Am avut o ședință a comisiilor reunite, am parcurs bugetul, l-am clarificat. Singurul punct pe ordinea de zi, practic, e aprobarea bugetului municipiului Sighetul de la Marței. Asta încerca colegul Gavrila Mihali să ne prezinte. Eu cred că o poate face într-o formă foarte simplă, citindu-ne textul din ordinea de zi, respectiv hotărârea, cu aprobarea și cu toate articolele care decurs din aceasta. Da. Așadar, supun la vot acest proiect de hotărâre. Voi da citire doar punctelor principale. Articolul 1. Se aprobă bugetul local al municipiului Sighetul de la Marței pe anul 2013 conform anexei ce conține detalierea sumelor bugetului local pe ordonator de credit, surse de venit, titlul de cheltuieli, lista obiectivelor de investiție și lucrări de reparații curente, precum și situația numărului de personal permanent și temporar și fondul salariului de bază. Anexa face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se prevede în bugetul local al municipiului Sighetul de la Marței pe anul 2013 suma de 117.362.000 lei, din care venituri de impozite și taxe, cote defalcate din impozitul pe venit și sume de echilibrare în cuantum de 60.725.000 lei și venite proprii ale ordonatorilor terțiari de credit în sumă de 56.637.000 lei. Articolul 3. Cheltuielile aferente bugetul local al municipiului Sighetul de la Marței pentru anul 2013 se prevăd în sumă totală de 117.362.000 lei, din care cheltuieli repartizate pe utilizatori de bugete în sumă totală de 60.725.000 de lei și cheltuieli din venituri proprii ale ordonatorilor terțiari de credit în sumă totală de 56.637.000 lei. Articolul 4. Ordonatori de credit de finanțați integral
din bugetul local, ori din venituri proprii, vor lua măsuri de încadrare strictă în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2013 la toate capitolele de cheltuieli, prezentând pentru centralizare detalierea bugetului propriu conform cu formularele impuse de normele Ministerului Finanțelor Publice. Articolul 5. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, gestionarea tuturor activităților generate de executarea contractelor aferente salubrizării și iluminatul public în municipiul Sighetul Marmației se vor efectua în numele și pentru municipiul Sighetul Marmației de către Serviciul Public de Gospodărire Urbană, limita sumelor alocate cu această destinație prin bugetul local. Articolul 6. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor din prezentă hotărâre se încredințează primarului municipiului Sighetul Marmației, Direcția Economică și ordonatorii terțiari de credite din subordinea ordonatorului principal. Având în vedere cele expuse, vă rog. Având de vedere ce demne sus, dau cuvântul domnului primar pentru a susține aceste propuneri. Practic, discuțiile au fost făcute cu colegii consilieri în ședința pregătitoare a Consiliului Local. Nu aș vrea să mă refer foarte mult și să mă stric pe capitolele de buget. A fost discutat, dezbătut în Comisia de Buget Finanțe, în celelalte comisii și în comisiile reunite. E o situație delicată pe care o avem, respectiv finanțarea pe care și veniturile pe care noi le avem. Vom încerca anul acesta, ca din pănuții puțin pe care avem la nivel de municipiu, să realizăm cât mai multe lucrări și cât de mai de o cât mai bună calitate, rămânând tot în sarcina noastră a executivului, a mea, domnului viceprimar, de atragere de resurse financiare către primărie pentru lucrările de investiții pe care vreo colegii din Consiliul Local le-am gândit pentru anii viitori, respectiv pentru acest mandat. Asta e ceea ce am vrut să vă spun. Mai departe... Mulțumim, domnul primar. Dau în continuare cuvântul domnului Vlașin, președintele Comisiei de Buget Finanțe, pentru susținerea avizului. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a fost prezentat și de către primarul municipiului, avem un buget auster, aș putea spune, dar preluat cu toate capetele lui realizate anul trecut, ne făcând rectificările negative la sfârșitul anului și ne terminând execuția pe 2012, nu avem nimic în listele de investiții, ne plecăm de pe un suport real, spun eu, de data aceasta. L-aveți fiecare dintre dumneavoastră la mapă, l-am analizat timp de 4 ore cu toți colegii din Comisia de Buget Finanțe, cu reprezentantul biroului Direcției Economice, domnul director Văbuș. A fost asistat și de către secretarul mai multe despre el nu am ce să vă spun, doar dacă dumneavoastră aveți întrebări punctuale, o să încercăm să dăm un răspuns. Mulțumim. Domnilor, colegi consilieri, dacă aveți propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să vă ascultăm. Domnul Sas, poftiți. Domnule primar, stimați colegi, l-am studiat și eu proiectul de hotărâre. Aș avea o întrebare sau două pentru domnul director economic Bărbuș. Dacă poate să ne spună din exercițiul financiar al anului trecut, în ce procent este calculat și proiectat bugetul din încasări, deci din venituri anul trecut, din exercițiul financiar, pentru anul 2013. La veniturile
proprii, din impozite și taxe, vă referiți, da? Potrivit legii care reglementează modul de întocmire a bugetului, suntem obligați să cuprindem în bugetul anului curent doar la nivelul încasărilor an precedent. Deci, cifra de 10.500 lei pe care dumneavoastră aveți acolo la venituri este cifra realizată anul precedent, ne dându-mi voie Ministerul de Finanțe să majorez niciun fel în structura de, în prevederile bugetare veniturile de încasat din impozite și taxe. Privitor la cealaltă componentă mai importantă din structura veniturilor proprii, și aici mă refer la cote defalcate din impozitul pe venit, se pare că societățile au început să se miște mai bine decât anii precedenți, dovadă că prin fila de plan pe care mi-a dat Ministerul de Finanțe anul ăsta, a crescut aproape cu 3.800 lei, deci 38 de miliarde lei vechi, prevederile pentru acest element de venit, pentru cote defalcate din impozitul pe venit. Dincolo sunt nesemnificative în structura componenței veniturilor, 197 lei, de două ori sume de echilibrare, unele din... de la Ministerul, amândouă de la Ministerul de Finanțe, unele din TVA, celelalte din sume de echilibrare, parte ce ne revine încă o dată din cote defalcate impozitorii. Celelalte sume, astea constituie venituri proprii, sigur, și vânzările de spații pe care le-am prevăzut acolo și respectiv rezerva pe care anul trecut am reportat-o pentru anul ăsta și în rezervă pe care dumneavoastră ați aprobat-o să o utilizăm pentru completarea golului de casă în perioada de început a anului, când s-a impus plata unor arierate impuse sigur de Ministerul de Finanțe, acestea fiind componenta veniturilor proprii. Da, de la textul de lege al finanțelor publice am plecat și eu. Și având în vedere raportul domnului primar, care am văzut că este afișat pe site-ul primăriei, vis-a-vis de exercițiul financiar al anului trecut, începând cu iulie 2012, am constatat că a fost o încasare la buget în jurul procentului de 80%, dacă bine am reținut eu. Din bugetul aprobat anul precedent. Da, da. Da. Deci 80%. Și următoarea chestiune era pentru dumneavoastră de a vă întreba dacă previzionarea pentru bugetul anului 2013 a plecat din jurul acestui procent de 80%, apoi am văzut și acea rubrică de încasare din vânzarea spațiilor, dacă acea încasare este certitudine sau discutăm de acele spații care încă sunt chiar și în evaluări, în litigii, în procese de evaluare și așa mai departe. În curs de vânzare. Da, altă aceasta da. Era chestia. Nu, să înțelegeți că cifra preconizată a fi încasată din vânzări de spații nu este o cifră umflată, nu este o cifră de nerealizat și din care vă informez că până la ora întocmirii bugetului, până la data astăzi, supunerii spre aprobarea acestui buget, s-a încasat deja 664.000 lei dintr-o vânzare anterioară, ceea ce suma care ne-a fost virată în cont potrivit legii din vânzările de spații existente. Se mizează pe niște spații pe care potențialii cumpărători le-au solicitat, deci intenția nu este de a forța nota, de a forța vânzările de spații, pentru indiferent dacă potențialul cumpărător dispune sau nu dispune de sursa de finanțare necesară. S-a mers pe ideea scoaterii la vânzare și terminarea lucrărilor de apartamentare și de evaluare pentru spațiile care cetățeanul, respectiv chiriașul care în drepturile legii 550 să-l cumpere, are deja suma pregătită pentru a
achiziționa spațiile. În următorul pas în vânzările de spații sunt două spații în oraș cu această destinație și noi mizăm ca suma trecută acolo să o încasăm într-o perioadă relativ scurtă, să zicem până pe la sfârșitul trimestrului, până pe la mijlocul trimestrului 3. Și mai am două chestiune, domnule primar, o să am mi le ascultați și în ce măsură se poate da un răspuns, sigur, scurt, nu insist foarte detaliat. Odată am analizat obiectivele, lista din obiective de investiții propuse pentru 2013 și regăsesc acolo o serie de documentații tehnice pentru străzi, documentații de amenajare a centrului și așa mai departe. Întrebarea mea este în măsura în care, în mod concret, urmează, așa cum bine ați prevăzut bugetul, de a se realiza și a se finaliza lucrările de investiții, în ce măsură celelalte documentații propuse prezintă oportunitate și o justificare la momentul de față pentru a realiza acele documentații tehnice, presupun pentru lucrări de investiții care se preconizează a fi realizate și când se preconizează a fi realizate ca previziune în timp. A doua chestiune este cea legată de articolul 5, pentru că noi în Comisia de Buget Finanțe, când am analizat proiectul de buget, am analizat strict bugetul propus. Articolul 5, deci noi, cel puțin nici eu, nu am văzut o fundamentare a necesității de a se prevede gestionarea tuturor activităților urbane. Nu am avut discuția mai dinainte de a începe ședința publică a Consiliului Local, în sensul că spunea și domnul secretar că presupune încheierea unor acte adiționale la contractele care deja le avem. Întrebarea mea și oarecum cred că ar trebui mai multe explicații, odată pe necesitatea ca această gestionare a activităților să fie trecută spre urbana, dar și ca și conținut al următoarelor acte adiționale care se vor încheia, în ce măsură acele acte adiționale pot și trebuie să fie sub controlul Consiliului Local, pentru că discutăm de niște acte adiționale cu un conținut de drepturi și obligații care deja sunt încheiate între Consiliul Local și Herodot, și separat de aceasta, pe iluminatul public nu avem niște contracte încheiate cu cineva și atunci se va pune problema să vedem ce fel de acte adiționale, pentru că aici nu mai putem discuta de acte adiționale. Mulțumesc!